Procurorii anticorupție fac anchetă la Poșta Română. Potrivit purtătorului de cuvânt al DNA, s-au ridicat mai multe documente în cadrul unui dosar penal deschis în acest an. Surse judiciare au declarat că sunt verificate mai multe contracte încheiate de poștă, dar și concursuri de angajare din companie. Reprezentanții poștei au precizat că societatea a primit o solicitare de documente din partea Direcției Naționale Anticorupție, toate cu circuit intern pe care le va transmite procurorilor. Unele dintre aceste acte au o vechime de peste 30 de ani. Nu este primul scandal de corupție în care este implicată Poșta Română. Societatea a mai fost vizată de alte 9 dosare penale, 4 dintre acestea finalizate cu decizii de condamnare definitivă.